În această seară dorim să descoperim lucruri noi din Cuvântul Lui Dumnezeu care ne sunt utile în viața de zi cu zi. Aș vrea pentru început să vă întreb care este reacția dumneavoastră atunci când auziți despre credință. Deja când am spus cuvântul credință, unii se gândesc la lucruri mistice, se gândesc la rugăciuni, se gândesc la practici religioase pentru că de cele mai multe ori, credința este asociată cu elemente misterioase, mistice, care nu prea au legătură cu realitatea. Chiar dacă această credință leagă realitatea obiectivă de ceea ce nu se vede, aș vrea să vedem în seara aceasta că această credință simplă pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu funcționează foarte, foarte bine. În lucrurile pragmatice, în lucrurile care au de-a face cu viața de zi cu zi. De fapt, Mântuitorul, când a venit pe pământ, a coborât credința din stratosferă și a adus-o în lumea noastră. A arătat că lucrurile lui Dumnezeu funcționează foarte simplu, după niște legi foarte clare și că nu este loc de speculații, de. Lucruri ascunse, misterioase, mistice, care nu pot fi deslușite. Cu toate că are un element nevăzut, totuși credința are de-a face cu viața aceasta pragmatică, practică. Dacă ne uităm la definiția pe care o dă Sfânta Scriptură credinței, în Evrei, capitolul 11, cu versetul 1, ni se spune așa și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, care nu se văd, dar care există. Da, și mai departe autorul biblic spune că prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, lume care există, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Dumnezeu a făcut lumea din lucruri care nu se văd. Oamenii credinței și oamenii care întreprind ceva fac mai întâi în minte un proiect, un plan, prin credință îl implementează și îl aduc în realitate. Atunci când vorbim despre credință, vorbim despre acea chemare a inimii foarte puternică pentru a realiza ceva concret. În viețile marilor oameni ai lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură, în viețile oamenilor credinței, putem vedea aceste elemente obiective, în care credința i-a din punctul A în punctul B sau i-a lăsat în drum spre ceva obiectiv. Îmi place foarte mult că atunci când vorbea despre credință, Mântuitorul vorbea și despre această stăruință în a face ceva. În Evanghelia după Luca la capitolul 18, atunci când le vorbeau ucenicilor despre credință, în loc să le vorbească despre ritualuri, despre mistică, despre filosofie, despre lucruri care țin mai mult de bazaruri bisericești în multe ocazii sau care țin de speculații care sunt exploatate și care sunt chiar vândute bine, Iisus spune că, de fapt, credința este acea încredere neclintită, puternică și acea stăruință de a face un lucru până când îți iese, până când reușești. Iisus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase rugăciunea plus o țintă foarte clară și să nu te lași de ea până când nu se împlinește. Noi foarte mult am pus credința doar în sfera rugăciunii, a gândurilor, a ritualurilor mistice și rămâne așa, credința ceva nedefinit, fără o țintă finală, doar niște idealuri pioase legate de spiritualitate, legate de anumite practici religioase, însă credința trebuie să aibă o țintă pragmatică. Pentru creștini, realizarea unor scopuri nobile în viața aceasta, a obiectivelor și ca încununare viața veșnică împărăția lui Dumnezeu, care este o realitate, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, nu suntem ca orbi așa în ceață, lăsați de Dumnezeu, să mergem spre lucruri care or fi, nu or fi, sunt, nu sunt, m hai să vedem și noi, să ne mai rugăm, să mai facem, eu știu ce ritualuri, mai cântăm o cântare, mai spunem o poezie, mai spunem un psalm, ne încurajăm așa ca să ne fie mai bine la suflet și cam asta este credința. Dar unde te duce, spre ce, care este ținta, care este scopul, care este obiectivul ei? Doar să dai cu puțin fum, cu tămâie și cam atât? Observați că Mântuitorul spune că rugăciunea trebuie să aibă un scop precis. Trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o vădvă care venea des la el și zicea, fă dreptate în cearta cu părâșul meu. Observați credința femeii este legată de rezolvarea acelei nedreptăți cu vecinul ei. Un lucru concret, nu aberații stratosferice, nu lucruri care n-au de-a face cu realitatea. Dă o pildă prin care le arată că reușita în această viață ține de perseverență, de credință, bineînțeles, însoțită de rugăciune. În cetatea aceea, spune Mântuitorul, era o văduvă nedreptățită de un judecător nedrept care încerca să sucească adevărul și să nu-i facă dreptate în cearta cu vecinul ei, cu părâșul ei. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis Măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Observați că Domnul Hristos spune că atunci când avem perseverență, reușim chiar și atunci când avem de-a face cu oameni rău intenționați, fără caracter, fără scrupule. Dacă ești insistent, până la urmă omul cedează și spune mai lasă-mă o dată în pace, bine, îți fac dreptate, du-te de aici, fă ce vrei și hai să rezolvăm o dată problema aceasta. Dă un exemplu dus la o extremă pentru a arăta că de fapt și lucrurile duhovnicești și cele bune din viața aceasta nu se obțin așa, cât ai fluiera sau cât ai pocni din degete. Trebuie să fii perseverent, să încerci din nou și din nou, să te lupți, să cauți alte metode, alte modalități prin care să faci lucru respectiv, să nu te lași niciodată. Și după aceea spune el versetul 5, totuși pentru că văduva -vă aceasta mă tot necăjește, voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi capul. Domnul a adăugat, au ce zice judecătorul nedrept. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor săi care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei. Cu alte cuvinte, voi vreți dreptate, vreți să aduc împărăția mea, vreți să aduc adevărul, vreți să aduc iubirea și pacea eternă, și voi nu sunteți dispuși nici măcar să rezolvați problemele astea mici, de zi cu zi. Nu aveți atâta tenacitate și nu aveți atâta dorință ca să rezolvați problemele, să mergeți de la un capăt, să duceți până la altul și să duceți la bun sfârșit ceea ce începeți. Marea problemă a multor oameni nu este că nu sunt talentați sau că nu le-a dat Dumnezeu daruri, ci tocmai faptul că nu au ambiție și acea dorință puternică să ducă lucrurile până la capăt. În cartea psalmilor, primul psalm spune Dumnezeu că omul neprihănit duce tot ce începe la bun sfârșit. Este foarte important să duci la bun sfârșit tot ceea ce începi. Dacă crezi în ceva, într-un proiect, într-un plan. Dul până la capăt. Nu te opri în cale. Nu încerca să găsești scuze, nu încerca să găsești vinovați, nu încerca să arunci responsabilitatea în dreptul altora. Du până la capăt ceea ce începi. Fii perseverent, spune Dumnezeu. Nu asta este problema, spune Domnul Hristos, că Dumnezeu nu vrea să facă dreptate, că până la urmă le va face dreptate. Vă spun că le va face dreptate în curând versetul 8. Dar când va veni Fiul Omului, va găsi El credință pe pământ, va găsi El oameni cu caractere puternice, va găsi El oameni de ispravă, va găsi El oameni care să-și dorească să facă ceva în lumea aceasta, nu doar să viseze, nu doar să se roage, nu doar să aibă în cap lucruri pioase, mistice și care nu au nicio legătură cu realitatea. Va găsi Dumnezeu astfel de oameni? Și, bineînțeles, asta este marea întrebare. Pentru că noi, de cele mai multe ori, am pus credința undeva sus. E nedefinită, vorbește în viața noastră pe un ton eterian și nu știm exact cu ce se mănâncă. Dar Mântuitorul a spus, credința. Se leagă de lucruri concrete. Până ajungeți în împărăția lui Dumnezeu, voi trebuie să luptați, să faceți ceva în viața aceasta. Și dacă ne uităm la mari oameni ai lui Dumnezeu, chiar dacă ei așteptau împărăția lui Dumnezeu și cetatea pe care o pregătește Dumnezeu, așa cum spune epistola către evrei, totuși, ei au avut ceva de făcut pentru oameni, pentru omenire, în viața aceasta. Și marea întrebare. Pentru mine și pentru tine este ce facem noi, pentru oameni, în mod concret și pentru noi, în viața aceasta. La ce ne ajută credința? Ne dă o viață mai bună sau ne face să trăim o existență de mizerie, în frici, în tot felul de prejudecăți, în tot felul de gândiri capsate? La ce ne duce credința noastră? La ce ne folosește? este foarte ușor să evaluezi unde îl duce gândirea pe un anumit om sau unde îi duce gândirea pe anumiți oameni. Este suficient să te uiți la viața lor. Îi vezi cum se îmbracă, îi vezi cum locuiesc, îi vezi cât sunt de curați sau de murdari, îi vezi cât sunt de ordonați și de dezordonați, îi vezi ce creează în jurul lor. Și în funcție de ceea ce creează în jurul lor, îți dai seama cam cât valorează credința lor. Mi-aduc aminte, îmi povestea un bătrân al bisericii, când eram în perioada stagiaturii în pastorație, despre un director de fabrică de confecții care dorea să angajeze pe cineva pe post de manager. Și, bineînțeles, fiecare dintre cei care s-au înscris la acel interviu trebuia să răspundă la anumite întrebări legate de motivație, legate de ceea ce vor să facă, dar, unul dintre ei, spune, spunea el, i-a adresat următoarea rugăminte: dă te rog un pix." La care candidatul a început să se fâstăcească, să se caute prin toate buzunarele și n-a reușit să găsească un pix. La care i-a spus directorul: Îmi pare foarte rău, n-am nevoie de tine, dar stați că nu m-ați întrebat nimic. Nu mi-ați spus nimic legat de ceea ce am de făcut, nu m-ați întrebat de strategii, nu m-ați întrebat de promovare, nu m-ați întrebat de nimic. La care directorul i-a spus: Dacă tu nu știi măcar. În ce buzunar ți-ai pus pixul, sau dacă ai la tine sau nu un pix, cum vei putea să știi să administrezi o fabrică de confecții? Simplu și la obiect. Gândire ordonată, clară. Era nevoie de un om care să fie cât se poate de pragmatic și de bine organizat pentru a coordona o activitate de producție într-o fabrică de confecții. Și puteți să vedeți. Atunci când aveți de-a face cu anumiți oameni, te duci într-o firmă, deja știi ce fel de om este patronul. Dacă este ordonat, dacă este dezordonat, dacă este împrăștiat, dacă este bine organizat, dacă își respectă angajații sau dacă nu și îi respectă, dacă îi plătește bine sau nu, dacă ei stau acolo la birou și sunt prost îmbrăcați și e totul dezordine și... Sunt rafturi peste rafturi și bibliorafturi și dosare O acolo, îți dai seama că de fapt așa este și cel care conduce Nu mai vorbim de manager și de ceilalți Dacă te duci la cineva acasă și vezi peste tot caramel și pe uși și pe pereți și pe dulapuri Și vezi mizerie și dezordine în, în casă Îți dai seama că ai de face cu niște oameni la care credința nu funcționează Și nu spun că este doar atât. Însă, credința se manifestă de la lucrurile acestea palpabile, de la lucrurile care se văd. De acolo vezi dacă funcționează în viața oamenilor sau nu această credință. Și n-aș vrea să mă înțelegeți că dacă nu ai o anumită stare materială, nu ai credință. Nu, nu despre asta vorbim. Poți să fii sărac, lipit pământului, deși. Potrivit credinței, mai ales în epoca noastră, n-ar mai trebui să existe săraci lipiți pământului, pentru că există atâtea modalități de a face bani, nu mai este ca în societatea aia agrară sau, eu știu, ai obăgiei, în care trebuia să muncești cu ziua, să-ți rupi spatele. Acum sunt atâtea posibilități de a face bani. Dar, hai să zicem că nu ai o stare materială foarte bună. Poate fi o stare temporară, dar când te duci acasă, în jurul tău trebuie să fie o ordine, trebuie să fie un anumit fel de a ți organiza munca, lucrul și toate celelalte. Dacă ele nu funcționează, nici credința ta nu funcționează. Este clar. Spuneam în cine este credincios în cele mai mici lucruri, este și în cele mari. Dar întrebarea lui Hristos este nu dacă vom avea doctrine religioase când va veni, a oară. Nu dacă vom avea o religie, nu dacă vom avea ritualuri, nu dacă vom manifesta un spirit din ăsta al credincioșiei și ale Vlaviei, nu despre asta vorbește, ci vorbește despre o insistență. În a face voia lui Dumnezeu, acea credință care se prinde de făgăduința lui Dumnezeu și nu se lasă până când nu duce la îndeplinire ceea ce are de făcut. A, voi așteptați împărăția lui Dumnezeu, așteptați a doua venire, așteptați și de fiecare dată când se întâmplă ceva, imediat inventăm tot felul de escatologii. Acum trebuie să vină, acum, în anul 500, în anul 1000, în anul 1050, tot timpul au existat dorințe din asta de a fixa date și de a te refugia în anumite escatologii salvatoare. Acum, 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 de ce să te scape Dumnezeu de responsabilități, nu? Sau de ce să vină împărăția lui? Și spune Hristos, stați nișteți, împărăția va veni. Tatăl va aduce dreptate copiilor săi. Dar nu asta este problema. Problema este dacă el va găsi credință când va veni pe pământ. Uitându-ne la viețile oamenilor lui Dumnezeu, putem găsi niște lucruri extraordinare legate de credință și realizarea unor lucruri în lumea aceasta. Atunci când Dumnezeu l-a chemat pe Avram, părintele credincioșilor, prima dată a plecat din Ur, din Haldea, pentru că tatăl său a auzit această chemare a lui Dumnezeu și a venit până în Haran și a parcurs câteva mii de kilometri până să ajungă la Berșeba, extrema cealaltă de jos a călătoriei sale, Avram a parcurs undeva la 9.000 și ceva, 10.000 de kilometri din Ur din Haldea, s-a oprit în Haran o perioadă, a murit acolo tatăl său, a murit fratele său și după aceea și-a continuat la chemarea lui Dumnezeu, iarăși călătoria până jos la Berșeba, undeva la 10.000 de kilometri, prin deșert, prin locuri pustii, poate bântuite de tâlhari și de hoți, cu riscuri mari să mergi cu o caravană atât de mare, cu bogății după tine, era o adevărată aventură. Însă Avram a auzit chemarea aceasta lui Dumnezeu și a ascultat. Spune Genesa capitolul 12 că Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vin în țara pe care ți-o voi arăta. Observați cum funcționează credința. Are un element obiectiv, clar, exista țara aceea, dar are și un element al încrederii. Nu vezi țara, dar trebuie să ajungi acolo și orice acțiune a noastră din viața aceasta se bazează pe credință. Că ești agnostic, că ești ateu, că ești credincios, orice lucru din viața aceasta pământească. Trebuie să realizezi doar prin credință. Nu mai vorbim de lucrurile spirituale, în care credința ar trebui să fie și mai puternică. Dar dacă lucrurile pragmatice ale vieții acestea ne vorbesc despre credință, ca să le realizezi, cu atât mai mult cele spirituale. Și Domnul i-a zis: uite, te chem să mergi în țara aceea pe care ți-o voi arăta. Ieși de aici și du-te acolo. Elementele. Obiective erau locul în care se afla și cel în care trebuia să ajungă. Exista țara aceea, știa de lucrul acesta, dar nu văzuse niciodată. Necunoscutul era călătoria în sine. Ce trebuie să fac până acolo? Oare ce pericole voi întâmpina? Ce fel de oameni? Ce pierderi? Nu știu. Mă voi îmbolnăvi? Voi avea surprize pe drum? Nu știu. Dar un singur lucru știu. Plec de aici și trebuie să ajung acolo. Și Avram a ascultat. După ce Dumnezeu i-a făcut promisiunea că va fi cu el, că îl va binecuvânta și că îl va ajuta în călătorie, Avram ia aceste cuvinte de bune și pleacă. Să știți că lucrurile funcționează în felul acesta și în viața de zi cu zi. Dumnezeu ne-a făcut multe promisiuni în cuvântul său. Și a spus: Voi fi cu tine, te voi ajuta să faci să fii mare în viața aceasta. Dar noi știți ce facem? Mistificăm totul sau aproape totul și zicem, a, astea e de domeniul religiosului și astea este de domeniul pragmaticului. Dar nu, ele funcționează împreună. Credința și realizările funcționează împreună. Nu poți să le desparți unele de altele. N-ai cum. Credința fără fapte, fără lucruri concrete, este moartă, nu funcționează, spune Iacov. Nu există așa ceva. Nu există să fii doar credincios, doar credincios și să stai toată ziua, să faci doar rugăciuni, să aștepți să vină nu știu ce împărăție și cam atât. Credința spune, da, într-adevăr, împărăția va să vie, dar la un moment dat Domnul Hristos spunea, Împărăția cerurilor nu vine așa ca să izbească privirea, nu poți să zici uite aici, uite acolo, este în vostru, este aici. Și de câte ori predica Evanghelia, Domnul Hristos nu spunea împărăția cerurilor va veni. A spus și despre împărăția cerurilor care va veni, dar mesajul prezent era împărăția cerurilor a sosit este în mijlocul vostru. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Deci, realitățile împărăției lui Dumnezeu trebuie să fie aici. Împărăția lui Dumnezeu a sosit, este aici. Împărăția slavei este în viitor, dar se leagă cu cea în care ne aflăm acum. Domnul a zis lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi da. Și spune versetul 4, Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Bine, că a trăit 175, asta este cu totul altceva. Dar avea 75 de ani atunci când a ieșit din Haran. Gândiți-vă că, totuși, era o vârstă. Era o vârstă pe care o avea. La 75 de ani să te mai iei tu și să te duci. Acolo unde te cheamă Dumnezeu într-o țară, dar ce să mai fac eu la vârsta asta? Mă gândesc la pensie, mă gândesc să stau cu nepoții, mă gândesc să-mi fie bine, mă gândesc să mă retrag, să stau să joc șah și table și cărți în parc cu pensionarii, să stau în fața știrilor la televizor 4-5 ore pe zi, Cam asta este percepția noastră. Când ajungem la vârsta semectuții, păi, ce să mai aștepți? Și totuși, Dumnezeu îi lansează această provocare. Ieși din țara ta. Hai, ieși din confortul acesta. Du-te spre ceva nou. Nu te lăsa. Mergi în continuare. Uite, o provocare pentru tine. La 75 de ani, mută-te, sau mai bine zis, pleacă într-o călătorie care nu știi când se va termina, dar știi că vei vedea locuri noi, oameni noi, culturi noi și vei vedea tot ținutul pe care îl voi da de stăpânire urmașilor, urmașilor tăi. Și spune cuvântul versetul 6, că Avram a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarii lui More. Cananiții erau atunci în țară. El a străbătut țara și a mers din loc în loc știind că acea țară va fi a urmașilor lui după el. Avrame, n-am timp să-ți fac actele de proprietate, dar aș vrea să vezi țara pe care o voi da urmașilor tăi. Ce feurile le facem după aia? Când o să vină Iosua și Caleb și Moise și ceilalți, o să facă ei împărțirea, cartografierea țării, hărțile, cu moștenirile pe seminții, dar tu acum n-ai altceva de făcut decât să străbați țara în lung și în lat și să vezi care este moștenirea pe care ți-o dau ție și seminței tale. Foarte interesantă provocarea aceasta. O adevărată provocare a credinței. Și Avram a ascultat, a mers în toate locurile acelea, a călătorit, a întâmpinat pericole, le-a înfruntat cu credință. Când a fost acea înfruntare între Împăratul Sodome și coaliția lui Chedor la Omer și alte și alte pericole, s-a dus în Egipt când a fost foamete și a trebuit să scape cumva din mâna lui Faraon. Au fost multe provocări. Însă Avram a trecut cu bine peste toate, pentru că s-a bazat în toate pe credință. Dacă ne uităm și la alți mari oameni Lui Dumnezeu, la Ilie, de exemplu, dacă ne uităm în carte a Cartea Împăraților, la capitolul 17, o altă provocare pe care o dă Dumnezeu lui Ilie, aceea de a merge și de a trăi prin credință, trei ani și jumătate, cuvânt din partea lui Dumnezeu, poruncă dute te înaintea lui Ahab și spune că trei ani și jumătate nu va ploa. Tu vei fi urmărit, vei fi dorit ca să fii omorât, dat la o parte, dar nu asta este treaba ta. Treaba ta este să te duci, să-i spui mesajul și să pleci. Restul voi purta eu de grijă. O provocare a credinței. Și Ilie s-a dus, a spus mesajul din partea lui Dumnezeu și după aia a plecat. S-a dus la părul cherit, acolo l-a trimis Dumnezeu. Și o perioadă, dimineața și seara, corbii aduceau carne de mâncare și bea apă din pârâu. După aceea, i-a spus Dumnezeu: Du-te la sarepta Sidonului, acolo te va hrăni, o văd, voi trimite direct coordonatele și spune: Va avea grijă de tine până când va da Dumnezeu din nou ploaie în țară. Și Ilie s-a dus, bazându-se pe credință s-a dus din zona Israelului s-a dus spre Sarepta Sidonului, un oraș care la ora aceea avea undeva la 300.000 de, de locuitori, un oraș destul de mare, fără GPS, fără adresă, fără hartă, fără nimic. Și bineînțeles, s-a dus și a găsit-o. Și de atunci, din acea zi, Ilie a trăit prin minune în fiecare zi, împreună cu văduva aceea și cu fiul ei. Și în fiecare zi mai era doar de o porție de turte, puțină făină, puțin un de lemn. Și a doua zi, parcă doar de o porție de mâncare pentru o zi. Și în fiecare zi mai era doar pentru o zi. Și făina nu se termina, niciun de lemn. Nu. Credința care duce la lucruri practice. Dacă ar fi zis, a, stau eu, e vreme de criză, s-au scumpit toate, a venit toate nenorocirile păstă noi, să mai cred eu că Dumnezeu îmi dă mie să mănânc în fiecare zi, pe bune. Păi eu mă duc la supermarket, îmi fac super provizii și ce e mână nu-i minciună. Cam asta este credința noastră. Într-o epocă a belșugului din punct de vedere alimentar și din punct de vedere a consumului. Pentru că trebuie să recunoaștem, dragii mei, spre deosebire de generațiile anterioare sau cele care au trecut prin război, prin foamete, prin provocări adevărate, nu cum suntem noi acum, că e inflație, că e nu știu ce uh, criză și așa mai departe. Nu despre asta vorbim, ci vorbim de oameni. Povestea bunica mea, că mâncau cartofi putregăiți, îi scoteau din pământ și mâncau. Mâncau coș de cartofi. Era. Cumplit! Era o foame, foame! Să vă povestească, mai întrebați bătrânii, să vedeți ce înseamnă criza adevărată și mai treziți-vă odată, că atâta vă exploatează uh, televiziunile și vă bagă în cap că o duceți atâta de rău și nu vreau să idealizez și să spun că nu sunt lucruri care trebuie îndreptate. Trebuie îndreptată corupția și multe alte lucruri, dar... De aici până la nemulțumirea aia continuă, că vai, ce o să facem, că nu știu ce. Da, sunt unii defavorizați, sunt pensionari cu câteva zeci de lei sau sute de lei pensie. Da, o duc rău, o duc greu. Dar de cele mai multe ori se plâng cei care o duc bine, care aruncă mâncare, care sunt obezi și spun, a, ce o să se întâmple? Și el e atâta. Păi, Tată, dacă ești atâta, înseamnă că o duci bine. Înseamnă că ai ce mânca, prea mult chiar. Și arunci din mâncare. Și atunci despre ce vorbim? Credința se leagă de lucruri concrete. Te duce dintr-un loc în celălalt. Dar nu-ți făgăduiește întotdeauna belșugul. Până să ajungi la belșug, trebuie să lupți, trebuie să muncești, trebuie să te supui la niște sacrificii, trebuie să arzi pentru lucrul acela. Pentru că n-ai cum să trăiești prin credință și să ai colacii la fiecare pas. Nu merge așa ceva, nu sunt întâlniți în niciun domeniu, nici în cel religios sau spiritual, nici în cel financiar, al afacerilor sau al antreprenorilor. Dacă vrei să pleci din punctul în care ești și să ajungi la mai bine, Drumul acesta înseamnă renunțare, înseamnă sacrificiu, înseamnă muncă, înseamnă stres, înseamnă un consum pe care trebuie să îl depui ca să realizezi ceea ce ți-ai propus. Credința nu este un apanaj al visării, al incertitudinii, al unor oameni care au doar utopii în cap. Credința este oamenilor pragmatici. Și după ce Ilie a stat o perioadă fiind ținut în viață prin minune în fiecare zi, mai vine o provocare. Moare fiul femeii. Și Ilie nu începe să se văicărească, nu începe să se plângă, Și se duce și pune întrebare lui Dumnezeu. Doamne, a fost bine primit la femeia asta, oare chiar așa de mult să o întristez încât să-i omor fiul? Și atât. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, Că Ilie l-a rugat pe Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, te rog, fă să se întoarcă Sufletul Copilului în El. Domnul a ascultat glasul lui Ilie și Sufletul Copilului s-a întors în El și a înviat. Simplu. Credința. O, oh, stai să vedem, Doamne, oh, o fi, nu o fi, Da, ne rugăm, praf în ochi. Hai să ne mai rugăm, ce plan avem? Ne mai rugăm, unde ajungem, ne mai rugăm. Ce trebuie să facem? ne mai rugăm. Și tot se roagă unii, tot se roagă, dar n-ajung nicăieri. Viața lor este ca o corabie fără cârmă. Oare asta se însemne credința? Dacă ne uităm la un alt om mare al lui Dumnezeu, este vorba despre Elisei, în doi împărați, este o adevărată avalanșă a minunilor pe care Dumnezeu le-a făcut prin acest om. Minuni ale credinței care au de-a face cu lucruri concrete din viața oamenilor. Nu cu promisiuni, nu știu când, stai să vedem, Doamne, acum nu avem nicio certitudine în viața asta, toate sunt pentru viața viitoare. Este important să ai credință în suflet, chiar dacă mori de foame, chiar dacă n-ai nimic, chiar dacă o duci rău. Credința este strict pentru viața viitoare. În viața asta nu mai necazuri, nu mai probleme, nu mai incertitudini, eșecuri. N-ai nevoie de credință, n-ai nevoie de succes, n-ai nevoie de reușită. Ori lucrurile vedem că stau puțin altfel în viața lui Elisei. După ce a fost Ilie înălțat la cer, Elisei a despicat apele Iordanului, a lovit cu mantaua pe care o luase de la Ilie și Iordanul s-a despicat. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit o femeie la Elisei și a zis omule al lui Dumnezeu, am o datorie foarte mare. Bărbatul meu a murit, cămătarii vin să-mi ia cei doi copii să-i facă sclavi o chestie cât se poate de pragmatică, o chestie cât se poate de reală, o nevoie clară. Și ar fi putut să zic că, draga mea, pentru viața asta trebuie să te rogi lui Dumnezeu, să vezi ce va face El. Ar fi bine să te gândești, poate chiar să-ți pierzi fiii, pentru că Dumnezeu are de face doar cu lucrurile spirituale. Nu are de a face cu lucrurile astea lumești. Ce treabă are Dumnezeu cu datoriile tale? Ce treabă are Dumnezeu cu problemele tale? Ce treabă are Dumnezeu cu economia? Ce treabă are Dumnezeu că vin ea să-ți ia copiii? Nu, tot trebuie să te rogi, să rămâi credincioasă la Dumnezeu. O să mă rog și eu pentru tine. Praf în ochi. Dar Elisei i-a spus, du-te, ia vase de la vecinele tale și nu puține, ia multe și începe să torni ulei în ele până se vor umple toate. Și femeia s-a dus, a luat cât de multe vase a avut ea credință, le-a umplut cu ulei, a vândut uleiul, a plătit datoriile și după aceea s-a rezolvat problema. A rămas și cu copiii, a plătit datoriile și spune cuvântul că ea mai și rămas să trăiască. O credință care acționează practic. A, de teorii, de lucruri din astea suntem sătui. De această credință a asistaților sociali, a milogilor, a oamenilor care nu vor să facă nimic în viața aceasta, a pomanagiilor. Observați când este câte o mormântare sau câte un priveg sau câte un parastas, plin de pomanagii acolo. Graș cât tanco așa, cu putere de muncă, dă și mie un leu. A, și dacă nu le dai, te mai și înjură. Am pățit-o la ultima mormântare la care am fost. Veneau niște chiștoși din ăștia de copii cu cerșeala, trimis de părinților, bineînțeles, să stau și suces pe acasă, beau și trimit copiii la cerșit. Hai, dă-mi și mie, dă-mi și mie un leu, dă-mi și mie cinci lei. Bă, zic, nu-ți dau, pentru că eu din taxe și impozite îi țin pe mama ta și pe tata tău care stau acasă și suces pe țigări și beau băutură și se îmbată și sunt niște irresponsabili și din taxe și impozite voi primiți ajutoare sociale. Aveți ajutoare sociale, mergeți. Voi mergeți la școală și pe ei trimiteți la muncă. Mi-a tras o înjurătură și niște blesteme din alea de n-ați văzut. Milogul, asistatul social. Și nu că desconsider pe cineva, dar pur și simplu te irită când vezi unde i-a dus pe unii o înțelegere greșită a credinței. Credința este pentru cei slabi de îngeri, pentru cei milogi, pentru cei care nu vor să facă nimic, pentru puturoși, pentru leneși, pentru ăștia. Iar necredincioșii, în opinia altora, sunt ăia pragmatici, ăia care fac, ăia care construiesc, ăia care realizează ceva, și ăia o să fie pedepsiți pentru că au făcut lucrurile astea în viața asta, iar ceilalți, puturoși și asistații sociali, și cei care uh, nu vor să facă nimic, vor fi binecuvântați în împărăția lui Dumnezeu. Două extreme, două extreme pe care n-ar trebui să le adoptăm. Oamenii lui Dumnezeu, oamenii Credinței, au fost și oameni pragmatici. Am mulțit un de lemn. după ce spune cuvântul, că i-a făcut acea promisiune sunamitei că va avea un fiu. A avut un fiu, a murit, s-a dus, i-a înviat fiul, un lucru concret pe care l-a făcut. A adus bucurie în acea familie, aducând binecuvântarea lui Dumnezeu și promisiunea lui Dumnezeu n un fiu. Erau niște oameni bogați și a zis, uite, binecuvântarea Lui Dumnezeu vine peste voi și la anul o să aveți un fiu. Și, într-adevăr, așa s-a întâmplat. Apoi, când a fost foamete, s-au dus unii să culeagă tot felul de verdețuri sălbatice și unele dintre ele erau otrăvitoare. Le-au pus în ciorbă și au zis vai, Domnule, ce facem? Murim de foame. Dar și ciorba asta este otrăvită. Și spune Elisei că s-a dus, a, a, a aruncat făină în oală și a dat oamenilor să mănânce. Iarăși un lucru concret. A dat oamenilor în perioada aceea grea să mănânce. După aceea l-a vindecat pe Naman de lepră. Iarăși o minune pe care o face omului Dumnezeu. Observați că sunt lucruri concrete. Ar fi putut să-i spună lui Naman, hmm, Namane, știi, noi în viața asta tot suntem datori cu o moarte. Da, ai venit aici, e bine să ai credință în Dumnezeu că poate face anumite lucruri, dar nu o luași tu chiar așa, adică pentru viața asta noi mortificăm trupul, nu trebuie să-i dăm atâta importanță, nu este atât de relevant ca să fim binecuvântați și să o ducem bine. Putem să ne chinuim ca viermii în trupul acesta nenorocit și lovit în toate felurile. Important este spiritul, Important este să avem credință în Dumnezeu, să ne rugăm de trei ori sau de cinci ori sau de șapte ori pe zi, să zicem aceeași rugăciune, să avem credința că vom fi cândva fericiți într-o viață viitoare și, până la urmă, cam atât. Ideea asta cu viața viitoare și cu fericirea în viața viitoare este ca opiul. Bine zicea Lenin că credința și comuniștii spuneau că această credință este opiu pentru popor. În sensul ăsta să știți că este opiu. O duc rău acum, sunt pârlit, sunt vai de capul meu, nu știu ce să mai fac, dar lasă, Domne, o să o duc atât de bine în rai și încep să visez. Și o să am o casă cu cinci etaje, și o să am străzi de aur, și o să am nu știu câte, o să am pom de zahăr la poartă și o să am nu știu ce o să mai am acolo o mulțime de lucruri pe care acum nu le am și imaginația lucrează, lucrează și mai vin și făuritorii de visuri care știu să vândă foarte bine acel uh, domeniu al uh, împărăției lui Dumnezeu, o viață viitoare, atunci o să duci bine, dar acum mai chinuie-te puțin ca să dovedești divinității că ești suficient de breaz și suficient de îndreptățit ca să pui mâna pe, Vin, pe viața viitoare și pe împărăția lui Dumnezeu. Dar până atunci mai chinuie-te. Naman, ai niște pretenții cam absurde, adică să te vindec eu de lepră, cum a zis și împăratul. No. Îți recomand, du-te acasă, vezi, pune acum ceva pe rănile alea ca să ai niște calmante, dar viața viitoare viața viitoare în amane aia este sigură. Acum viața asta te mai chinui. Cât o mai fi? După aia te eliberează Domnul, te duci la el și ai rezolvat problema. Ce mai atâta chin? Se mai rugăm pentru vindecare? Pentru ca să fii sănătos? Nu. Stai liniștit. Dar în schimb, du-te și roagă-te. Elisei nu i-a zis așa. I-a spus, du-te la Iordan. Scaldă-te de șapte ori. Și vei fi curat. În viața asta. Nu prea ne plac pragmatismele acestea, pentru că ne aruncă responsabilitatea asupra noastră. Și observați că oamenii nu vor să fie responsabili, nu vor să-și asume această responsabilitate pentru viața lor. Când un latin, român sau care o fi, o duce prost, începe să facă grevă, să fie nemulțumit. Dacă un neamț nu are bani suficienți, își mai găsește o slujbă sau două. Asta este diferența între unii și alții. Și de asta, unii sunt într-o direcție și alții sunt în altă direcție. Pentru că avem mentalități diferite. Unii vor să li se dea doar, dăm, 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 mărește-mi salariul, făm nu știu ce, dar tu ce faci? Da? E vorba de acea eficiență pe de o parte și pe de altă parte de acea asumare a responsabilității, care merg mână-mână cu credința. Credința trece la acțiune. Du-te la Iordan, scaldă-te și vei fi curat. Nu i-a plăcut lui Naman. Aștepta și el chestii mistice, să vină, să pună degețelul, să zică rugăciunea, să cheme pe Dumnezeu, să mai dea cu un pic de alifie pe acolo. Hai, hocus pocus, ești vindecat. Și a zis, nu așa funcționează lucrurile. Trebuie să crezi și să faci. Nu faci, înseamnă că nu crezi și nu se întâmplă lucrurile. Până când i-au deschis mintea slujitorii, care apar ca un personaj colectiv anonim. Părinte, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut. Ba da, păi uite, am venit cu argint după mine, cu haine frumoase, cu aur, cu toate astea. Păi și dacă ți-a cerut un lucru simplu, du-te, fă și vei fi curat. Și a ascultat, s-a dus, s-a scăldat și a fost curat. Observați această credință care lucrează în mod practic. Și după aceea, Naman și-a dat seama că e atât de simplu. Și-a dat seama că viața de credință chiar funcționează. Și-a spus, uite, de azi înainte, eu nu vreau să mă mai închin altor Dumnezei, mă închin doar Dumnezeului lui Israel. Apoi, s-au dus la râu, nu? Un tânăr a scăpat fierul de la Secure în râu. Era o secură împrumutată. Și a zis, domnule, ce să fac? E de împrumutat. Unde a căzut acolo? Aruncă lemnul și plutește fierul. Iarăși un lucru de neimaginat pentru unii dintre noi. Însă, atunci când ai credință, nimic nu este imposibil. Chiar în viața aceasta. Atunci când ai credință, poți să muți munții, poți să faci lucruri extraordinare pe care ceilalți oameni nu cred că le pot realiza sau că vor ajunge acolo vreodată. Însă, dacă ai credință, vei putea să faci lucrul acesta. Mesajul pe care vreau să-l transmit este acela că această credință pe care ne-a dat-o Dumnezeu este simplă. Este cât se poate de simplă și funcționează atunci când o îmbraci în acțiune. Credința doar de dragul credinței este o lozincă, este o filozofie, este dogmatism, este misticism, este ce vreți. Până la urmă, poate fi și vrăjitorie, poate fi orice. Dar credința despre care vorbește Dumnezeu în Cuvântul Său are întotdeauna de a face cu lucrurile concrete. Mai devreme sau mai târziu, ea are de a face cu lucrurile concrete. Ați observat că Mântuitorul, în toate. Comparațiile sale, în toate pildele sale, în toate povestirile pe care le-a spus oamenilor, a ilustrat credința prin lucruri care deja funcționează. N-a venit să le facă un tratat de sistematică sau de filozofie. Aveau deja destule. Și a zis: Uite, credința funcționează așa. Ai pus sămânța, crește. Nu pui sămânța, nu crește. Acționezi, Culegi roade. Nu acționezi, nu culegi roade. Este simplu. Tu pe aia poți să stai să te rogi cât vrei, că nu funcționează. Și asta vrea să ne învețe Dumnezeu, că atunci când semeni ceva, vei culege. Dacă nu semeni, nu vei culege. Credința este cât se poate de simplă. Și îmi place foarte mult acest pragmatism al lui Dumnezeu. Până și răsplata este dată pe baza eficienței. Aduceți-vă aminte pilda cu talanții. 5, 2, 1. Cel cu 5 a mai câștigat încă 5. Cel cu 2 am mai câștigat încă 2. Cel cu 1 a zis, eu săracă, spârlit, îți vai de capul meu, n-am eu banii lui ăștia și resursele ăstora. hai să fim serioși. Mă compar eu cu ei. Îl îngrop acolo și gata. Îi pun acolo la ciorap. Sau sub saltea. Și când o veni, îi dau înapoi banii să mă lase în pace. Ce profit? Da, eu sunt năcăjit Îți vai de capul meu. Ce să pretenții să aibă de la mine? Și amestecată cu viclenie, cu lene și cu șmecherie. Da? În momentul în care vine stăpânul să-i ceară socoteala, zice, știam eu că ești un stăpân aspru, care vrei să seceri de unde n-ai semănat, să iei profitul de la ăștia năcăjiți, de la ăștia care zvai de capul lor. Dar Dumnezeu nu gândește așa. Și zice, rob și lenești. trebuia măcar să te duci la zaraf sau la cămătar sau la bancă, cum am contextualizat astăzi, să-mi iau înapoi profitul, să-mi iau dobânda. Și felicită pe cei care au fost eficienți. Credincioși, eficienți. 5, 10, 2, 4. Credința este simplă și funcționează atunci când o pui la treabă. În seara aceasta ai posibilitatea să ieși din frici. Ai posibilitatea să ieși din zona aceasta cețoasă a incertitudinilor, a credinței care nu are niciun scop, nicio țintă. Ai șansa. Să mergi spre responsabilitate, spre acțiune și spre rezultate. Asta este credința simplă pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Să-ți iei angajamente, să-ți iei ținte pe care cu ajutorul lui Dumnezeu să le poți atinge. Și ghici ce, vei fi fericit, vei fi împlinit, vei avea întotdeauna o motivație, vei avea un scop și o țintă spre care să mergi. Asta înseamnă credința simplă și adevărată. O credință puternică, eficientă, care te duce întotdeauna la rezultat. Îți doresc să ai parte de astfel de credință. Totul stă, de fapt, în alegerea ta. Dacă rămâi în misticism sau dacă vrei să ai rezultate în viața aceasta și în cea viitoare.